Joi 23 noiembrie vom avea parte de un nou eveniment marca Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu, dedicat cunoașterii vieții și creației personalităților românești din toate domeniile și timpurile. De data aceasta, în prim planul activității este Dimitrie Cantemir, una dintre personalitățile marcante ale culturii și civilizației române, filozof între regi, dar și rege între filozofi, cum pe bună dreptate a fost numit. Activitatea culturală va avea loc în ziua de 23 noiembrie, ora 13:30, la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva. Având în vedere că de regulă publicul acestui tip de activitate este format din elevi, informațiile pe care le vor primi vin în completarea cunoștințelor predate la orele de curs. Astfel, portretul ilustrului domnitor și savant va fi prezentat pe larg într-o suită de imagini, din care cei prezenți vor putea afla principalele jaloane ale vieții lui Dimitrie Cantemir, de la familia sa, de la tinerețea petrecută la Istanbul, la accederea pe scaunul Moldovei, de la activitatea sa diplomatică, viața personală, până la ultimii ani petrecuți în Rusia. Desigur, un spațiu important va fi dedicat moștenirii culturale și științifice pe care domnitorul cărturar poliglot le-a lăsat posterității. Conform regulilor, la finalul prezentării, cei care vor oferi răspunsuri corecte vor primi premii constând în cărți și diplome oferite de Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva.